La aproape un an de la cununia civilă, cunoscutul cântăreț de muzică populară Cătălin Hașa, împreună cu soția sa Camelia, și-au declarat iubirea și în fața lui Dumnezeu. După cununia religioasă a urmat ospățul organizat la un cunoscut restaurant din Alba Iulia. Totul a fost gândit în așa fel încât tinerii însurăței să aibă o noapte specială de neuitat, alături de cei aproape 400 de invitați. Printre nuntași, numeroase VIP-uri, Leontina Fărcaș, Ina Todoran, Adina Popa, Dorina Narița, Maria Filimon, Ionuț Fulea, dar și oficialități locale, precum primarul Alba Iulian Mircea Hava și președintele Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel. Un moment special a fost dansul mirilor. Cătălin și Camelia au valsat pe o coreografie aparte împreună cu perechile de domnișori de onoare. Asistența nuntașilor Cătălin Hașa a cântat la propria nuntă, deși superstițioșii spun că acest lucru aduce ghinion. Și fac ca să cânt ajut. Hai, măiuțelor, căsați-mă mai ușor. Mai ușor, e pastă să acest dimineața. Solistul de muzică populară Cătălin Hașa s-a născut în localitatea Strems, județul Alba, la data de 19 mai 1988. În scurt timp a devenit una dintre cele mai importante voci masculine ale județului, fiind laureat al numeroase concursuri, printre care și Strugurele de Aur, trofeu câștigat în anul 2008. În prezent, Cătălin Hașa este solist al Centrului de Cultură Augustin Bena. Alba TV urează numele tuturor conjudețenilor Casă de Piatră.